Acum. Părinte scump, venim să-ți mulțumim la începutul acestui sabat pentru William Miller și pentru felul în care tu l-ai folosit pe acest om care a fost atât de încercat. Îți mulțumim pentru că avem de învățat din aceste exemple ale pionierilor noștri și în mod deosebit te rugăm să ne ajuți să înțelegem valoarea nestematelor, a diamantelor, a perlelor, a doctrinelor care să ne lumineze viața, să ne îndrume, să ne ajute să luăm deciziile călăuzite de numai de prezența și de Duhul tău cel Sfânt. Ajută-ne să înțelegem ce dorești să ne înveți și din acest vis al lui William Miller și te rugăm să cobori în sufletele noastre și să fii în mijlocul nostru, să ne dai un spirit de înțelegere și un spirit de armonie, să fii slăvit în viața noastră. Prin numele Domnului Isus te-am rugat, Tată, și prin mijlocirea Duhului tău cel Sfânt. Amin. 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 Vă spun din nou pace Domnului și bun venit la un nou studiu în seara aceasta. Avem un studiu interesant, este un vis pe care l-a avut William Miller și aș vrea să vă întreb cu ridicare de mână. Ați auzit despre acest, sau ați citit vreodată acest vis? Să văd câte persoane știu despre acest vis. Ridicați mâna. Cam aproape jumătate au ridicat mâna. Nu știu, poate ceilalți nu au citit, poate au citit și au uitat. Dar în seara aceasta vom studia acest vis și să vedem dacă are vreo însemnătate pentru noi care trăim astăzi. Începem mai întâi cu un citat din Spiritul Profetic. Este din Cartea Experiențe și Viziuni, la pagina 48. Domnul mi-a dat o viziune la 26 ianuarie 1850, pe care o voi relata. Am văzut că unii din poporul lui Dumnezeu sunt adormiți, ca într-o stare de letargie, și numai pe jumătate treși. Ei nu-și dau seama de timpul pe care îl trăim și că omul cu mătura a intrat și unii sunt în primejdia de a fi înlăturați. L-am rugat fierbinte pe Iisus să-i salveze, să-i mai cruțe puțin timp și să-i lase să vadă primejdia teribilă în care se află, pentru a se putea pregăti înainte de a fi pentru totdeauna prea târziu. În acest citat, sora White amintește despre un om cu mătură și spune omul cu mătură, nu spune un om cu mătură. Când folosește acest cuvânt omul, este clar că ea se așteaptă ca frații care citesc această mărturie să știe despre ce este vorba. Dacă zicea un om cu mătură, poate să însemne ceva despre care nu știu. Dacă îmi spune omul cu mătură, este clar că frații care trăiau în timpul acela trebuia să știe de unde sau unde se găsește acest om cu mătură. Și dacă citiți în Scriptură, nu veți găsi despre omul cu mătură. De asemenea, nici în Spiritul Profetic, până anul 1850, pentru că atunci a fost această viziune, nu avem ceva, sora White nu a avut o viziune despre vreun om cu mătură. Și atunci întrebarea este, cine este acest om cu mătură și de unde sora White a luat această expresie, omul cu mătură? Și există un singur loc în care este amintit omul cu mătură și acesta este acel vis al lui William Miller.
Visul se găsește în cartea Experiențe și Viziuni. Deci cartea este cu scrierii ale Sorei White, dar există și acest vis care aparține lui William Miller. Este acolo publicat. Pagina 81 până la 83 în original. Aș vrea mai întâi să citesc întregul vis, nu este prea lung, și după aceea vom încerca să înțelegem aceste simboluri și să vedem dacă are vreo aplicație pentru timpul nostru. Deci citesc pe rând întregul vis. Am visat că Dumnezeu, printr-o mână nevăzută, mi-a trimis o casetă lucrată într-un mod neobișnuit, din abanos și perle montate într-un mod deosebit, cam de 25 de centimetri lungime și 15 lățime și înălțime. O cheie era atașată la casetă. Am luat cheia de îndată și am deschis caseta. Când, spre surpriza și mirarea mea, am descoperit-o plină de tot felul de nestemate, de toate mărimile, diamante, pietre prețioase și monede de aur și argint, de dimensiuni și valori diferite, încântător aranjate în diferitele spații pe care le ocupau în casetă. Și astfel aranjate, ele reflectau o lumină și o slavă pe care numai soarele le putea egala. Am crezut că nu era de datoria mea să mă bucur de unul singur de această priveliște, deși inima îmi era copleșită de strălucirea, frumusețea și valoarea conținutului casetei. Am pus-o de aceea pe o masă aflată în mijlocul camerei mele, și am răspândit vestea ca oricine dorește poate veni să contemple cea mai minunată și strălucitoare priveliște pe care o poate vedea omul în viața sa. Oamenii au început să vină, la început puțin, dar sporind în număr până au ajuns să fie o mare mulțime. Când au privit prima dată în caseta, se minunau și strigau de bucurie. Dar când numărul privitorilor a crescut, toți au început să deranjeze nestematele, scoțându-le din caseta și împrăștindu-le pe masă. Am început să mă gândesc că proprietarul își va cere caseta și bijuteriile din mâna mea și că dacă am permis să fie împrăștiate, nu voi mai putea să le pun vreodată la locul lor, în casetă, așa cum au fost înainte. Și am simțit că nu aș fi putut face fața niciodată răspunderii pentru acestea, pentru că aceasta era imensă. Am început atunci să mă rog de oamenii să nu mai pună mâna pe ele și nici să le scoată din casetă. Dar cu cât îi rugăm mai fierbinte, cu atât le risipiau mai mult. Și acum se facea că le împrăștiau peste tot prin cameră, pe dușumia și pe fiecare piesă de mobilier. Am văzut atunci că, printre bijuteriile și monedele veritabile, aceștia amestecaseră o cantitate enormă de nestemate contrafăcute și monede false. Eram extrem de aprins din pricina nerecunoștinței și comportamentului lor josnic și am mustrat cu asprime pentru aceasta. Cu cât îi mustram mai mult, însă, cu atât amestecau mai mult nestematele contrafăcute și monedele false cu cele veritabile. Atunci am început să mă irit în sufletul meu și am început să folosesc forța fizică pentru a-i scoate din cameră. Dar în timp ce îi împingeam pe unul afară, mai intrau trei, aducând noroi, resturi, nisip și tot felul de gunoaie până când au ostupat absolut toate nestematele, diamantele și monedele, care nu se mai vedeau nicăieri. Au rupt în bucăți și caseta și au risipit bucățile printre gunoaie. Gândeam că nimeni nu se îngrijora de tristețea sau de mânia mea. M-am descurajat cu totul, am stat jos și am plâns. În timp ce plângeam și mă lamentam din pricina marii pierderii suferite și răspunderii pe care o aveam, mi-am adus aminte de Dumnezeu și m-am rugat cu seriozitate să-mi trimită ajutor. Ușa s-a deschis imediat
și un bărbat a intrat în cameră, în timp ce toți ceilalți au ieșit din ea. Și acesta, cu o mătură în mână, a deschis ferestrele și a început să curețe pământul și gunoaiele din odaie. Am strigat la el să se oprească, întrucât erau juvaieluri prețioase amestecate cu gunoaiele. Mi-a spus, nu te teme, căci avea să aibă grijă de ele. Atunci, în timp ce mătura pământul și resturile, juiaverurile și monedele false s-au ridicat împreună, au ieșit de pe fereastră ca un nor și au fost duse de vânt. În acea agitație, mi-am închis ochii pentru o clipă. Când i-am deschis, tot gunoiul dispăruse. Nestematele, diamantele, monedele de aur și de argint erau împrăștiate de valma în toată odaia. Apoi a pus pe masă o casetă, mult mai mare și mult mai frumoasă decât cea dintâi. A adunat cu pumnii juvaierurile, diamantele și monedele și le-a pus în caseta până când n-a mai rămas nici una, deși unele diamante nu erau mai mari decât un vârf de ac. Apoi m-a strigat, vino și vezi. M-am uitat în caseta, dar ochii mi au fost orbiți de ceea ce se vedea. Străluceau de 10 ori mai puternic decât înainte. M-am gândit că fuseseră lustruite în nisip de picioarele acelor persoane nelegiuite care le risipiseră și le călcaseră în picioare în țărână. Erau aranjate într-o ordine desăvârșită în casetă, fiecare fiind la locul ei. Fara a se observat cine știe ce trudă din partea omului care le pusese înăuntru. Am strigat cuprins de o mare bucurie și acel strigăt m-a trezit. Deci, iată, acesta este visul lui William Miller. Și acum aș vrea să medităm în seara aceasta la acest vis și la aceste simboluri de caseta, monede, gunoaie, nu? Au adus gunoaie, nisip, monede false, omul cu mătură și să vedem ce poate reprezenta fiecare detaliu și dacă are vreo aplicație pentru timpul nostru. Știm că acest vis este profetic, deci nu este ceva William Miller a visat așa cum visăm fiecare dintre noi, ci faptul că sora White amintește omul cu mătură în mărturiile ei este o dovadă că acest vis i-a fost dat lui William Miller de la Domnul. Da? Deci este un vis profetic. Haideți să ne uităm la prima parte. Nu citesc acum iarăși aceleași propoziții. Deci, William Miller a primit o casetă foarte frumoasă în care erau tot felul de nestemate, diamante, pietre prețioase, aur, argint și așa mai departe. Și prima întrebare este ce reprezintă caseta și aceste nestemate, aceste diamante, pietre prețioase și monede de aur. Aș vrea să vă întreb, pe scurt, deci spuneți, aveți vreo idee ce poate să reprezinte această casetă cu aceste bijuterii? Nu ridicați mâna, spuneți doar, frate Gabriel Ștefan, spune, pe scurt, ce crezi că reprezintă? Eu cred că reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu aruncați mărgăritare. Deci Domnul Hristos face această asociere. Da, mulțumesc. Așa este. Și imediat citim, de exemplu, în Psalmul 119 cu 72, este vorba despre legea, dar legea face parte din cuvântul lui Dumnezeu. Legea gurii tale este mai bună pentru mine decât mii de bucăți de aur și argint. Deci atât legea, cuvântul lui Dumnezeu, este mai prețios decât aurul și argintul. Citat din Spiritul Profetic, Cartea Sfaturii pentru Părinții, Educatorii și Elevii, la pagina 421. Biblia este o casetă care conține bijuterii de o inestimabilă valoare, ce trebuie prezentate astfel încât să li se vadă strălucirea ascunsă. Dar este clar, în acest citat, Spiritul Profetic ne
dă răspunsul ce reprezintă această caseta cu toate aceste bijuterii. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte simplu. Primul simbol l-am înțeles. Sunt interesante aceste dimensiuni, dar în traducerea în limba română, în cartea Experiențe și Viziuni, dimensiunile sunt date în centimetri. 25 lungime, 15 lățime și 15 înălțime. Nu prea ne ajută, nu prea are sens. Oricum facem calcule, nu prea ne are ceva ce poate să însemne ceva pentru noi. Dar William Miller, atunci când a scris acest vis, el nu a scris în centimetri, ci a scris în inch. Cum spune prămești? Inch, nu? Da. Așa. Deci asta cum sunt măsurile în original, scris de William Miller. 10 inci lungime, 6 lățime și 6 înălțime. Haideți acum să facem un calcul. Cât ne dă 10 ori 6 ori 6? 10 ori 6, 60, da? Ori 6 egal cu 360. La ce vă asociază cifra 360? Anul. Așa este. Interesant este că William Miller, așa cum știm, a studiat profețiile. Și un principiu foarte important în ceea ce privește profeția este că anul biblic are 360 de zile. Pentru că dacă nu știm lucrul acesta, nu putem calcula unele perioade profetice, cum este 42 de luni. Nu? De unde știm că sunt 1260 de zile? Pentru că o lună are 30 de zile, un an are 360. Sau altă profeție este vreme, vremuri, jumate de vreme. De vreme, 3 ani și jumătate. Iarăși, dacă nu știm că anul are 360 de zile, nu putem ajunge la cifra exactă de 1260, care este corectă. Deci interesant este cum Dumnezeu a dat aceste dimensiuni, exact ceea ce William Miller studia, pe baza faptului că un an biblic are 360 de ani. De zile, scuzați-mă. Bun. A fost acolo și o cheie cu care a deschis caseta. Acum, ce poate reprezenta această cheie? Pentru că cu cheia aceasta ieri a deschis caseta, a deschis cuvântul lui Dumnezeu, a înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Ce poate reprezenta această cheie? Sora Teodora. Este vorba de cheia de interpretare a profeției, principiul de an, zi sau Bun, zi, an. este, da, e ok, foarte bine. Da, este un lucru foarte important pentru că astăzi acest principiu este uitat, dar eu aș zice că este mult mai mult decât doar acest principiu. Vă amintiți că William Miller a scris niște reguli de interpretare ale Scripturii. Adică el însuși a studiat Scriptura pe baza unor reguli. Și aceste reguli i-au deschis în fața lui un lanț perfect al adevărului. Și Sora White, în cartea, nu în cartea, în revista Rimmen Herald, 25 noiembrie 1884, ne spune nouă. Cei care sunt angajați în propovăduirea soliei Îngerului al Treilea cercetează scripturile pe baza aceluiași plan sau aceleași reguli pe care l-a adoptat William Miller. Trist este că foarte mulți adventiștii de astăzi nici nu au auzit de aceste reguli. Și de aceea avem tot felul de interpretări ale scripturii și în mod special al profeției. De aceea, Spiritul Profetic ne spune, atunci când studiem Scriptura, inclusiv profeția, noi trebuie să studiem pe baza acestor reguli. Aceste reguli sunt cheia pentru a pătrunde în adâncimea adevărului lui Dumnezeu. Da? Deci cheia prin care William Miller a înțeles Scriptura, a ajuns la aceste bijuterii, sunt aceste principii de studiu. Bun, mergem mai departe. Bineînțeles,
Noi știm că Avila Miller nu putea să țină pentru sine ceea ce a găsit. Și a început să cheme oamenii să vadă și ei aceste adevăruri, aceste bijuterii din cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce s-a întâmplat în vis? Au început să intre oamenii, la început puțin. Știm, la început, când el a început să predice, erau puțini oameni interesați. Mai târziu, numărul a crescut, a crescut până a ajuns la câteva zeci de mii. Dar ce s-a întâmplat? Aceștia care au venit au început să deranjeze aceste nestemate, le-au scos din caseta și le-au împrăștiat pe masa mai întâi. După aceea le-au risipit peste tot în cameră. Au adus în locul lor bijuterii contrafăcute, modele false. Și cu cât William Miller încerca să le oprească, ei duceau mai multe gunoaie, zice aici noroi, resturi, nisip, tot felul de gunoaie și au acoperit complet aceste bijuterii. Acum, întrebarea următoare este, deci nu ridicați mâna, la sfârșit discutăm, doar când avem întrebări, atunci răspundeți. Următoarea întrebare ar fi, ce reprezintă aceste gunoaie, noroiul, nisipul, aceste monede false, nestemate, contrafăcute, ce poate să reprezinte? Teorii omenești. Da? Doctrine false. Doctrine false, așa este, învățături false, erezii, deci toate putem să le numim cu un singur cuvânt. Erezii, da? El va spune așa, Rimmel Herald, 9 august 1898. Satana a inventat mii de erori pentru a contraface adevărul lui Dumnezeu. Contrafacerile sunt făcute astfel încât să asemene cât mai aproape cu adevărul. Deci, atenție, mii de erori. În lumea de astăzi există mii de erori pe care Satana le-a inventat și le-a introdus, bineînțeles, prin oamenii, pentru a contraface adevărul lui Dumnezeu. Și aceste erori sunt făcute în așa fel încât să asemene cât mai aproape cu adevărul. Și uneori e foarte dificil să facem diferența între adevăr și contrafacere. Deci lucrarea diavolului este exact să ascundă aceste bijuterii ale Domnului, adevărul din cuvântul lui Dumnezeu, aducând în locul lor tot felul de erori, învățături sau doctrine contrafăcute. Bun. Ce ziceți? Cam când are loc împlinirea acestei părți din vis, când oamenii au adus aceste bijuterii contrafăcute, monede false și mai departe? Cam în ce perioadă de timp? Sora Teodora? Are loc și în timpul mișcării milerite, dar și după aceea. Ok. Da, bineînțeles, în toată istorie, noi știm că în Evul Mediu s-au dus foarte multe erori. Dar urmărind contextul acestui vis, haideți să citim acum a doua citată din Spiritul Profetic și să vedem exact ce s-a întâmplat. Primul citat este din cartea Experiențe și Viziunii, la pagina 256. După Marea Dezamăgire de la 1844, Satana și îngerii lui au fost foarte ocupați cu așezarea de capcane pentru a zdrucina credința corpului de credincioși. El a afectat mintea persoanelor care avuseseră o experiență în soliile date și care aveau o aparență de umilință. Unii arătau către viitor pentru împlinirea primelor două solii, în timp ce alții arătau în trecut, un trecut îndepărtat, susținând că acestea fuseseră împlinite atunci. Ei câștigau o influență asupra minții celor lipsiți de experiență și le zdrucineau credința. Unii cercetau Biblia pentru a-și construi o credință proprie, independentă de corpul credincioșilor. Satana jubila în toate acestea, căci el știa că pe cei care se desprind de ancoră îi putea afecta prin rătăcirii diferite
și purta încoace și încolo prin multe vânturi de învățătură. Mulți care fuseseră fruntași în primele două solii, acum le negau și în tot corpul de credincioși era confuzie și neînțelegere. Deci, cât de limpede, cât de frumos descrie ceea ce s-a întâmplat în visul lui William Miller. Toate acele bijuterii au fost acoperite de gunoaie, de monede false. Exact în perioada 1844 și imediat după 1844 a venit confuzie și neînțelegere în rândul mișcării milerite. Să nu spun credincioșilor, pentru că foarte mulți dintre oamenii care păreau adevărați, din păcate, s-au dovedit a fi doar neghină. Un alt citat despre o doctrină, dar au fost mai multe, Experiențe și viziunii, pagina 74. Când a existat unitate, înainte de 1844, aproape toți erau de acord în privința opiniei corecte legate de necurmată. Însă, în confuzia de după 1844, au fost îmbrățișate alte abordări și a urmat întunericul și încurcătura. Deci, iată, sora White afirma că înainte de 1844, aproape toți erau de acord în privința opiniei corecte. Și noi știm că ei credeau că necurmata este păgânismul. El mai spune că aproape toți erau în acord, în unitate, în privința opiniei corecte. Deci, iată că el mai confirmă că necurmatul, fiind paganismul, este opinia corectă. Dar după 1844 au venit alte abordări, alte interpretări și, din păcate, astăzi, marea majoritate a adventiștilor nu mai crede ceea ce credeau mileriți despre necurmată. Bun, deci iată avem timpul potrivit undeva în perioada 1844 și după. Este timpul când a venit confuzie, nedumerire, încurcătură, când au fost aduse tot felul de învățături, tot felul de monede false. Bun. William Miller, în vis, a început să se roage și a cerut ajutorul Domnului, pentru că a fost conștient, știa foarte bine că este neputincios, nu putea să facă nimic. Și atunci se deschide ușa și intră un bărbat cu mătură în mână. Vreau să vă întreb imediat, ce credeți? Cine este acest bărbat cu mătură? Este același care este și cu călimara la brâu. Ok. Altcineva are vreo altă? Bine, într-un sens, Deci Isus, este Isus. da. Da, Domnul Hristos lucrează prin oamenii, prin agenții săi. Sunt de acord, dar cred că răspunsul potrivit este Domnul Iisus Hristos. Iată citate. Semnele timpului, 1 mai 1901. Hristos este inițiatorul întregului adevăr. Prin lucrarea dușmanului, pietrele prețioase ale adevărului fuseseră smulse din șezarea lor și puse într-un cadru de eroare. Deci exact ce s-a întâmplat în visul lui Miller. Bine, ea nu comentează aici visul lui Miller, dar este exact ce s-a întâmplat și acolo. Hristos a venit să repună bijuteriile adevărului în poziția lor de drept. De ce a făcut omul cu mătura? A intrat și a pus înapoi toate acele bijuterii înapoi în caseta. Bine, altă casetă a fost. El le-a salvat din gunoaiele erorii, le-a dat o nouă putere și le-a poruncit să rămână tari pentru totdeauna. Este un citat, încă un citat, materiale 1888, la pagina 524. A fost Iisus Hristos acela care a avut puterea de a salva adevărurile de gunoaie și de a le da din nou lumii cu mai mult decât prospețimea și puterea lor inițială. Deci, iată, două citate în care este clar că Domnul Hristos este cel care salvează adevărurile de aceste gunoaie. El este cel care repune înapoi acele monede, acele
acea comoară, nu? Pe care William Miller a văzut-o, care a fost împrăștiată peste tot în cameră. Bun. Și acum, ce face Domnul Hristos, omul cu mătură? Apoi a pus pe masă o casetă, mult mai mare și mult mai frumoasă decât cea de întâi. Aici e ceva interesant. Noi am văzut că caseta reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Și acum pune o casetă pe masă mult mai mare și mult mai frumoasă. Ce poate să însemne lucrul acesta? Sora Teodora? Eu cred că este vorba de faptul că aceste... Există un text în Biblie care spune că profețiile vor înceta și nu va mai fi nevoie de profeții, deși ele acum sunt o lumină pentru noi. Eu la asta mă pot gândi, la timpul în care nu vor mai fi da, profeții nu, înghite, nu, o lumină. Nu este asta. Deci caseta a fost, am văzut o caseta cu avea dimensiuni de 10 inci cu 6 inci lățime, înălțime 6 inci, dar aici pune o casetă mai mare, mult mai mare și mult mai frumoasă. De ce nu pune caseta de același mărime? Pentru că caseta reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vedem, să vedem, ca să înțelegem despre ce este vorba, să vedem când intră omul cu mătură în cameră. În ce timp? Și mă întorc la primul citat pe care l-am citit la început. Sora White are o viziune pe data de 26 ianuarie 1850. Și în această viziune spune că omul cu mătură a intrat. Deci nu spune că va intra. A intrat deja. Da? Și atunci, ce poate să reprezinte această casetă mult mai mare și mult mai frumoasă? Spiritul profetic? Așa este, așa este. Păi, dacă caseta reprezintă cuvântul lui Dumnezeu și noi știm că 1044, după Marele Dezamăgire, Satan a lucrat cu putere și a început să introducă printre credincioși tot felul de erori. Și acum Dumnezeu scoate adevărurile la suprafață, le curăță de aceste gunoaie. Cum? Prin ce? Prin spiritul profetic, da? Avem cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, și acum avem și spiritul profetic. Pentru ce ne este dat spiritul profetic? Nu este lumină nouă, nu este, nu știu, o doctrină nouă, ci ce face spiritul profetic? Ne deschide mai bine ochii la ceea ce Dumnezeu a vrut să ne spună, să ne ducă exact în locul unde trebuia să ne ducă. Și adevărul din Scriptura, studiate prin prisma spiritului profetic, cum devin? Clare. Mult mai clare, mult mai frumoase, nu? Da. Și ne împiedică să dăm o interpretare greșită așa cuvântului. Așa este. Bibliei. Așa este. Deci, spiritul profetic face ca aceste bijuterii din cuvântul lui Dumnezeu să fie cu mult mai strălucitoare și cu mult mai clare. Chiar asta face și omul cu mătură. Nu? Spune așa, m-am uitat în caseta, dar ochii mei au fost orbiți de ceea ce se vedea. Străluceau de 10 ori mai puternic decât înainte. Spiritul profetic aruncă multă lumină asupra cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare adevăr este înțeles mult mai clar, mult mai perfect. Dacă în Scriptura scrie un verset despre un anumit adevăr, Spiritul profetic dă articole întregi despre același adevăr. Gândiți-vă câte articole sunt scrise despre sabat. Câte informații avem în Spiritul profetic despre sabat. Sau, dacă vreți, reforma sanitară. Dumnezeu a făcut prin Spiritul profetic ca cuvântul său să strălucească de 10 ori mai puternic decât înainte. Bun. Și s-a trezit. Haideți să vedem acum, aș vrea să facem o aplicație pentru timpul nostru. Citesc următorul citat
Am terminat cu visul lui Miller, s-a terminat. Citesc un citat din Experiențe și Viziuni, la pagina 258, să vedem ce a făcut Dumnezeu după 1844 cu ajutorul Spiritului Profetic. Am fost iarăși purtată. Am fost iarăși purtată de-a lungul acestor solii și am văzut cât de scump plătiseră cei din poporul lui Dumnezeu pentru experiența lor. Ea fusese obținută prin multă suferință și conflict sever. Dumnezeu îi condusese pas cu pas până când îi plasase pe o platformă solidă de neclintit. Este vorba despre credincioși. După 1844, Dumnezeu a început să curețe, sau să zicem așa, să adune aceste bijuterii care au fost împrăștiate. Cu ajutorul Spiritului Profetic, și vom citi un citat, nu doar Spiritul Profetic, ci prin studiul și rugăciunea al pionierilor, Dumnezeu a început să adune toate aceste bijuterii. În sfârșit, pas cu pas, a pus poporul Advent pe o platformă solidă, de neclintit. Atenție la această expresie. O platformă solidă, puternică, de neclintit, care nu poate fi zdruncinată. Iată acum citatul în care Sora White ne arată mai clar cum a ajuns pe această platformă. După trecerea timpului din 1844, noi am căutat după adevăr, ca după o comoară ascunsă. M-am întâlnit cu frații și am studiat și ne-am rugat într-un mod serios. Deseori rămâneam împreună până târziu în noapte și uneori chiar de-a lungul întregii nopți, rugându-ne pentru lumină și studiind cuvântul. Noi nu prea facem lucrul acesta. Iarăși și iarăși, acești frații se întâlneau pentru a studia Biblia, pentru a o înțelege și pentru a fi pregătiți să vorbească cu putere. Când în timpul studiului ajungeau în punctul în care spuneau, noi nu mai putem face nimic, adică nu putem înțelege, nu mai putem, gata. Atunci, Spiritul Domnului venea asupra mea. Eram luată în viziune și primeam o explicație clară a pasajelor pe care le studiam, alături de explicațiile referitoare la modul în care urma să lucrăm și să învățăm efectiv. Astfel a fost dată lumina, care ne-a ajutat să înțelegem Scripturile în ceea ce privește pe Hristos, misiunea sa și lucrarea sa de preoție. Mi-a fost lămurită o linie a adevărului care se întindea, acum atenție, se întindea de la acel timp, după 1944, până la momentul în care vom intra în cetatea lui Dumnezeu. Iar eu am oferit și altora instrucțiunile pe care Domnul mi le-a dat. De ce conțin mărturiile Spiritului Profetic? O linie a adevărului care se întinde de la anul 1844 până când? Până când a murit ea? Păi unii spun așa, da, Sora White scria pentru timpul ei, lumina pentru timpul acela, unele profeții se aplică pentru timpul acela, dar noi trăim în alt timp. Timpul s-a schimbat, nu mai sunt unele mărturii nu mai sunt aplicabile pentru timpul nostru. Ea spune așa, până la momentul în care vom intra în cetatea lui Dumnezeu. Deci aceste adevăruri care au fost date prin inspirația Spiritului Profetic sunt date până la momentul când noi vom intra în cetatea lui Dumnezeu. De aceea platforma este solidă, de neclintit. E perfectă, desăvârșită. Nu e nevoie de reparații. Dar ce se întâmplă? Experiențe și Viziuni, pagina 258. Imediat după ce vorbește despre platforma, spune următorul. Unii au coborât de pe platforma pentru a o examina și au declarat că este așezată greșit. Atenție! Ea nu vorbește despre oamenii din altă credință. În context, în alt paragraf, vorbește și despre ei. Dar în această propoziție, ea vorbește despre oamenii care
La început au urcat pe platformă, erau pe platformă. Cu alte cuvinte, au acceptat acele adevăruri. Dar, cu timpul, au început unul câte unul să coboară pentru a examina platforma și au declarat că este așezată greșit și că trebuie să fie reparată sau îmbunătățită. Da? Ce înseamnă lucrul acesta? Citesc imediat un paragraf din Spiritul Profetic. Grimmel Herald, 25 mai 1905. Au răsărit multe erori. Iată de cine se trăjește oamenii care au coborât și au declarat că platforma este așezată greșit. Și au venit cu alte învățături ca să facă această platformă să fie mai bună. Da? Au răsărit multe erori. Și cu toate că nu eram decât cu puțin mai mare decât un copil, Domnul m-a trimis din loc în loc pentru a-i mustra pe cei care îmbrățișau aceste doctrine false. Este vorba despre acei care se găseau în pericolul de a cădea în fanatism. Iar eu am fost invitată în numele Domnului să le dau un avertisment din cer. 25 mai 1905. Deci vorbește despre timpul trecut. Încă când era copilă. Multe erori au răsărit în mișcarea Adventă. De oamenii care odată erau pe platforma, dar nu erau mulțumiți cu adevărurile acesteia și au venit cu alte învățături, cu erori, cu scopul de a face platforma să fie și mai desăvrășită. Și sora White a fost trimisă, a fost date mărturii, demonstrare împotriva acestora care îmbrățișau doctrine false. Putem numi Conrad, Kellogg, Bellinger, Conradi și mulți alții. Bun. Deci aici vorbește despre trecut. Haideți să vedem acum următorul citat ce se va întâmpla în viitor de la anul, iarăși, 1905. Este același articol, de fapt. Primul paragraf pe care l-am citit vorbește despre ce a fost înainte de 1905. Acest paragraf acum vorbește ce va fi după 1905. În viitor vor răsări descurajări de tot felul. Iar noi dorim să avem un teren solid pentru picioarele noastre. Teren solid, nu nisipos, da? Pentru că un teren nisipos, când vine furtuna, când vine apa, ne ducem cu nisipul. Avem nevoie de teren solid, de stâncă, de platformă solidă. Dorim să avem stâlpi rezistenți pentru clădire. Nici un ac nu trebuie mișcat din ceea ce Domnul a stabilit. Dușmanul va aduce doctrine false, ca aceea că nu există sanctuar. Ați auzit astfel de învățătură astăzi? Da. Sunt frații adventiști care spun, nu, în cer nu este niciun sanctuar. Este o metaforă, este ceva figurativ, dar nu există sanctuar. Deci asta, avem spiritul profetic, ne avertizează împotriva acestor erori. Acesta este unul dintre punctele în care va exista o departare de adevăr. Și acum spune următorul. Unde vom găsi siguranța decât în adevărurile pe care Domnul ni le-a dat în ultimii 50 de ani? Unde vom găsi siguranța decât pe acea platformă pe care Domnul a așezat poporul său? Cei care spun că nu este sanctuar în cer sunt cei care au coborât de pe platforma și vin cu alte învățături. Aici amintește o singură învățătură. Putem aminti alte. Vin unii, spun, nu, sabatul pe care îl țineți nu e sabatul biblic, ci avem nevoie de alt sabat. Iarăși, oamenii, atenție, acești oameni nu sunt pe platforma. Ei coboară de pe platforma. Deci, frații care nu cred în sanctuar, frații care cred că sabatul pe care nu îl ținem, pe care pionerii îl țineau, nu e sabatul biblic, ei nu mai sunt pe platformă. Ei nu sunt pe teren solid. Ei sunt pe nisip. De aceea avem datorie să-i avertizăm până când e timpul, pentru că sunt pierduți. Și ei se supără în discuțiile pe care le-am avut, dacă îi spui că nu suntem de acord cu doctrina lor, păi nu ne iubiți. Chiar zilele acestea a fost pe WhatsApp o discuție despre iubire. Adică dacă noi spunem ceva și spunem că o anumită învățătură este falsă,
A, pe unde e iubirea voastră, dragostea voastră? Păi exact dacă noi iubim pe frați și știm că ei nu sunt pe platforma care este singura speranță pentru fiecare dintre noi, atunci când va veni persecuția, știm că ei sunt pe nisip, sunt jos de pe platforma, datoria noastră este, dacă îi iubim, să-i avertizăm și să-i chemăm să se întoarcă înapoi, să urce iarăși pe platformă, pentru că altfel sunt pierduți. Unde vom găsi siguranță decât în adevărurile pe care Domnul le-a dat în ultimii 50 de ani? Din păcate, sunt mulți, foarte mulți care astăzi spun că nu, acele adevăruri nu au fost desăvârșite, trebuie să mai studiem, să aducem lumină nouă, profețiile să le reinterpretăm, să adăugăm în viitor trâmbițele, să spunem că, nu știu, perioade profetice mai avem în viitor și multe, multe alte învățătorii. Singura noastră siguranță este să rămânem pe acea platformă, pe acele adevăruri pe care Dumnezeu le-a dat în ultimii 50 de ani. 1905, 50 de ani, 1855. Bine, ea nu face zoom mai precis, putem spune 60 de ani, pentru că era de la 1944, 45, cam așa. Bun. Iată un alt citat care iarăși e o profeție pentru timpul nostru. Deci nu trebuie să ne mirăm pentru ceea ce se întâmplă, pentru că totul este scris. Dumnezeu știa ce se va întâmpla și a inspirat-o pe sora White să scrie aceste profeții. Semnele timpului, 28 mai 1894. Iar Duhul spune în mod clar că, în timpurile din urmă, unii se vor depărta de credință. Adică cine se depărtă de credință? Cineva care a fost la credință. Cineva care nu a fost niciodată la credință. El nu se depărtează, el oricum e departe. Deci este clar că e vorba de oamenii care au fost pe platforma, oamenii care au acceptat credința, au crezut-o, poate au predicat-o, dar unii se vor depărta de credință, dând atenție duhurilor înșelătoare și doctrinelor dracilor, înainte de ultimele dezvoltări ale lucrării de apostazie. Adică înainte de legea duminicală, să zicem așa. Astea sunt ultimele dezvoltări. Va exista o confuzie a credinței. Nu vor exista idei clare și definite cu privire la taina lui Dumnezeu. Un adevăr după altul va fi corupt. Înainte de ultimele dezvoltări ale lucrării de apostazie, adică înainte de legea duminicală, înainte de persecuție, iată ce se va întâmpla în mișcarea adventă. Va exista o confuzie a credinței. Căutați doar să ascultați sau să citiți diferiți autori, adică diferite cărți și articole de diferiți autori, de exemplu despre trâmbițe. Să vedeți câte interpretări avem astăzi. Confuzie. Nu vor exista idei clare și definite cu privire la taina lui Dumnezeu. Un adevăr după altul va fi corupt. Și până unde se va ajunge? Eu cred că o mare parte, majoritatea adventiștilor vor părăsi chiar și sabatul și vor accepta duminică. Un adevăr după altul. Asta a început cu Dumnezeirea. Nu? Iisus Hristos nu este Fiul Dumnezeu. Bine, mai devreme, mai înainte a fost și necurmatul. 1900 s-a introdus și necurmatul, o altă învățătură. Dumnezeirea. Acum nu mai cred că lumea e creată în 6 zile literale. Alții nu mai cred că este întoarsă în cer. Alții, nu știu, interpretează profețiile greșit. Nu doar trâmbițele, și alte profeții. Unii nu mai cred că semnul fiare este duminică. Chiar a fost pe WhatsApp discuții despre aceasta. Spune unul, de unde știm că va fi duminică? Unde scrie în Scriptura duminică? Deci, un adevăr după altul, adevărul lui Dumnezeu este, sunt corupte. Bun. Poate vă amintiți de această hartă profetică. Am postat-o și atunci când am avut prezentarea despre 6.000 de ani. Și acum am postat-o din nou să vă dau doar un exemplu de o depărtare de la credință, de om care a coborât de pe platforma și a declarat că platforma lui Dumnezeu nu este bună. Și vine cu alte învățături cu scopul de a modifica platforma lui Dumnezeu. A dat acest exemplu pentru că predica lui a fost recent tradusă în limba română.
Și am încercat acolo puțin să intru în discuție, dar am văzut că nu are rost. Pentru că astăzi oamenii, din păcate, se închină la oamenii. Dacă David Gates a spus ceva, asta e adevărul. Da? Dacă Walter Veit a spus ceva, asta e adevărul. Oamenii au stele la care se închină, nu? Multe stele pe care le-am admirat, spune Sora White. Nu spun că vor fi pierduți, nu m-am înțeles greșit. Este timp, Sora White spune că unii se vor întoarce. Dar în momentul acesta, ceea ce fac oamenii aceștia și trebuie spus pe nume, David Gates, pentru care are foarte, foarte mare influență. Această hartă profetică în care el spune că este foarte posibil ca primăvara aceasta să fie data legii duminicală, duce oamenii pe căi greșite. Îi duce oamenii să se îndepărteze de la credință, de la adevăr. Mai mult, el introduce perioade profetice în timpul nostru, 1260, 1290, 1335 de zile. Ceea ce nu există. Aceste perioade profetice s-au împlinit până anul 1844. Am ascultat, să vă spun numele sau să nu vă spun numele. Ba, vă spun, pentru că știu că unii dintre voi intrați și pe prezentările lui. Cum se numea? Dengel. Cum a fost numele? Puteți să mă ajutați? Dengel. Elvis. Elvis Dengel. De multe ori am fost întrebat ce părere am despre el. Sincer, nu l-am ascultat niciodată, pentru că are prezentări foarte, foarte lungi. Dar dimineața aceasta am zis, hai să ascult ceva. Și am căutat acolo și am găsit ceva despre urăciunea pustirii. Necurmatul, urăciunea pustirii și mai departe. El face o aplicație la Daniel, capitolul 12 cu 11, de la desfințarea jertfei necurmate până la așezare, vor fi 1290 zile. Cunoașteți versetul acesta. Și el spune că acest verset, necurmatul, este jertfa lui Hristos. Și aceasta are putere până la închiderea Harului, până când Hristos este în sanctuar. Deci acest verset, bine, el spune că are împlinire și în trecut, cu Israel, de exemplu, anul 70. Dar, și cu popularitate, dar spune că la închiderea Harului, când Domnul Hristos iese din sanctuar, atunci este desfințată jertfa necurmată și de atunci vor fi 1290 zile literale. Deci de la închiderea Harului, în viitor, nu a spus ce va fi după 1920 zile, dar a spus că vor fi zile literale. Adică peste 3 ani jumătate după închiderea Harului. Când noi știm, cel puțin de la pionierii, că timpul plăgilor vor fi în jur de un an, nu? El are peste 3 ani, aproape 4 ani. Deci asta este un lucru pe care l-am auzit și m-am mirat, pentru că nu am auzit astfel de interpretare până acum decât la el. Nu am nimic cu oamenii aceștia, dar aveți grijă. Am fost avertizați, unul după altul, adevărurile vor fi corupte. Oamenii care par, oamenii serioși, oamenii credincioși, oamenii devotați, nu zic, deci nu cunoaștem motivele omului. Dar noi putem judeca pe om după fapte și învățătură. Nu cum pare foarte, foarte blavios. Nu, 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 nu. Se roagă foarte mult. Face lucrare, investește bani. Nu asta este criteriul după care noi judecăm un om, ci ce învață omul respectiv. Și aici nu vorbim despre oamenii care nu au avut lumină, adică oamenii din afara adventismului. Vorbim despre oamenii care au fost pe platformă, oamenii care au înțeles adevărul, oamenii care odată l-au crezut. Ele mai spune că unii coboară, se uită la platforma și spun, nu e prea bună, nu este perfectă, hai să o facem mai bună. Și atunci vin cu aceste învățături. Am dat exemplu acesta cu profeție, dar putem vorbi și despre alte lucruri. Nu vreau acum să pierdem timpul. Și haideți, ce spune Ellen White? Când vor apărea oamenii? Ca oamenii pe care le-am amintit și mulți alții. Ce trebuie să facem? Din păcate, foarte mulți frații de astăzi, așa cum am spus,
se uită la oamenii aceștia de astăzi și sunt foarte populară, stele pe care le admirăm. Și dacă fratele cutare, Gates, de exemplu, a spus ceva, păi cum fratele Gates a greșească? Nu este posibil. El este un om al Dumnezeu, un om consacrat, un om care se roagă, un om prin care Dumnezeu a făcut minuni. Știți cum lucrează satana? Mai întâi ridică un om. Nu zic că Dumnezeu nu l-a ridicat. Poate Dumnezeu, a fost Dumnezeu la început. Dar vreau să spun cum satana lucrează. El caută chiar și un om consacrat. Uite, John și Wagoner, oamenii convertiți, care fac o lucrare bună, el caută să le îndepărteze de la adevăr și după aceea le poate folosi mult mai bine decât un om care din totdeauna a fost cu probleme. Un om în care oamenii au încredere, un om care a făcut o mare lucrare, o lucrare misionară, îl poate folosi foarte, foarte bine ca să înșele mii și mii de oameni. Iată ce spune Ellen White. Cum facem atunci când apar oamenii cu învățături noi prin care doresc sau caută să distrugă platforma sau temeliile acele pe care Dumnezeu le-a așezat? Manuscript 62, 1905. Când vor apărea oamenii care vor muta un ac sau un stâlp din temelia pe care Dumnezeu a stabilit-o prin Spiritul Său cel Sfânt, mă opresc puțin, un stâlp este și acest principiu, o zi pentru un an. Cei care vin acum spun, da, dar avem zi pentru zi în viitor, aceștia exact fac lucrul acesta. Ei vor să mute un ac sau un stâlp din temelie. Lăsați ca cei în vârstă care au fost pionierii ai lucrării noastre să vorbească la murit. Și lăsați ca cei care sunt morți să vorbească de asemenea prin retiparirea articolelor lor apărute în perioadele noastre. Strângeți razele de lumină divină pe care Dumnezeu a dat-o pe măsura ce El și-a condus poporul pas cu pas pe calea adevărului. Acest adevăr, adică nu adevărul din viitor care va veni, acest adevăr va rezista testului, al timpului și a probei. Lăsați ca cei în vârstă, lăsați ca cei care au murit să vorbească la murit. Adică când vine cineva și aduce o nouă interpretare a trâmbițelor, scoateți cartea Daniel și Apocalipsa, Apocalipsa mai precis, de Uriah Smith și spuneți, iată frate ce scrie aici. Unul care a murit vorbește la murit. Da? Dar ce argument au frații de astăzi? Ce pionieri, ei mâncau porc, ei fumau țigări, ei beau cafea, ce să ne încredem în ei? Ei erau plini cu erezii. Ați auzit acest argument? Da, da. De unde vine acest argument? Pionierii mâncau porc, fumau țigări. Cine a inspirat aceste cuvinte? De la cine? De la satana, da? De satana influențează oamenii printr-un om. Nu a început, nu toată lumea dintr-o dată a început cu acest argument. Ei au auzit de la alții, știți? Unul a început cu acest argument, bineînțeles, inspirat de satana, și s-a răspândit peste tot în biserică. Păi ce putem avea încredere în oamenii care fumeau, care beau, care, nu știu, mâncau porc și așa mai departe? Nu, păi acum avem oamenii consacrați, să nu amintesc iarăși numele lor, care ne prezintă adevărul. Ele mai spune foarte clar, lăsați ca pionierii să vorbească la murit. Nu spun că ei au 100% tot ce au scris, tot ce au spus adevărul, dar au fost anumite principii, puncte de credință și anumite lucruri pe care ei le-au scris și care Ellen White le-a confirmat. Citiți mai ales ce spune Spiritul Profetic despre cartea lui Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa. Și atunci va fi clar. Bun. Haideți să mergem mai departe la ultima parte din studiul de seara aceasta. Așa cum am spus, Domnul Hristos, omul cu mătura, a așezat o casetă mai mare. Adică avem Scriptura, Cuvântul Dumnezeu și Spiritul Profetic. Spiritul Profetic care aruncă mai multă lumină asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Nu e de mirare
că Satana în timpul acesta urăște spiritul profetic. Și iată ce spune Ellen White în scrisoare 156, anul 1903. Un lucru este sigur. Atenție, ascultați bine ce spune. Acei adventiști de ziua șaptea, care se așează sub steagul lui Satana, vor renunța mai întâi la credința în avertizările și mustrările conținute în mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Deci ei nu resping Biblia la început. Mai întâi renunță la credința în mărturii. Unii pe față nu mai cred deloc, alții pe ascuns, adică parțial. Uite, aici cred, acolo nu cred. Aici ce a spus Ellen White ori este modificat, ori n-a avut lumină. Asta nu cred. Da? Deci în felul acesta, oamenii renunță la mărturiile Spiritului lui Dumnezeu. Și aici este primul pas. Primul pas. Atenție, e vorba de adventiști, e vorba de noi. Haideți să vedem care e următorul pas. Mărturii, volumul 5, pagina 98. Dacă vă pierdeți încrederea în mărturii, atunci vă veți îndepărta de adevărul Bibliei. Câți dintre noi luăm acest citat serios? Am auzit frații chiar și zilele trecute. Nu mi-ata cu Ellen White, arată-mi din Biblie. Nu, Ellen White a greșit acolo. Ellen White n-a înțeles. Eu din Biblie citesc și înțeleg mai bine. Dacă vă pierdeți încrederea în mărturii, atunci vă veți îndepărta de adevărul Bibliei. Și nu este de mirare, Ellen White, de exemplu, în Tragedia Veacurilor, scrie foarte clar, Trâmbița a șasea s-a împlinit pe 11 august 1840. Și Stephen Bohr, amintesc numele lui pentru că zilele trecute am văzut ca preicile lui despre trâmbițe s-au tradus în română. Am încercat și acolo să spun că nu e corect, degeaba. Stephen Bohr spune, nu, trâmbița a șasea este până la închiderea harului. Asta înseamnă neîncredere în mărturiile Spiritului profetic. Dacă vă pierdeți această credință în mărturii, vă veți îndepărta de la adevărul Bibliei. Este foarte, foarte serios. Haideți să citim încă un citat. Mărturii 1.4, pagina 211. Am ales doar câteva. Ba chiar un citat scrie că va fi o ură satanică împotriva mărturiilor. Dar asta e alt citat pe care nu-l citesc seara aceasta. Deci Mărturii 1.4, pagina 211. Planul lui Satana este să slăbească credința poporului lui Dumnezeu în mărturii. De ce face diavolul în timpul nostru? Caută să slăbească credința. Nu neapărat să o elimine complet. Nu-l deranjează dacă oamenii spun că ei cred în spiritul profetic, dar cred parțial. Acolo cred, acolo nu cred. Slăbească credința în mărturii. După aceea, urmează îndoiala cu privire la punctele vitale ale credinței noastre. Stâlpii poziției noastre. Deci al doilea pas care este? Prima dată, slăbește credința în mărturii. Al doilea pas, îndoiala cu privire la punctele vitale ale credinței noastre, adică doctrinele adventiste care au fost stabilite clar. Și apoi, al treilea pas, îndoiala față de Sfintele Scripturii. Și al patrulea pas, și apoi marșul la vale spre pierzare. Lepădarea mărturiilor, primul lucru, primul pas. Al doilea pas, îndoiala în ceea ce privește învățăturile sau punctele fundamentale de credință ale adventiștilor din tipul pionerilor, le avem tipărite. Al treilea pas, îndoiala față de Scriptura și următorul sau ultimul pas, marș la vale spre pierzare, spre moarte. Când mărturiile în care mai înainte s-a avut încredere
sunt puse la îndoială și se renunță la ele. Satana știe că cei înșelați nu se vor opri aici. Atunci, el își dublează eforturile până când îi lansează în răzvrătire pe față, care ajunge de nevindecat și care se sfârșește în nemicire. El știe că oamenii nu se opresc doar cu mărturiile. Își dublează eforturile și se ajunge la o răzvrătire pe față. Ură, cum spune sora White, ură satanică împotriva mărturiilor. De ce? Pentru că mărturiile sunt, cum să zic, sunt o barieră. Ochelarii Bibliei. Cum zic? Repetați? Ochelarii Bibliei. Da, nu vreau să zic altceva. Sunt o barieră sau sunt o protecție. Aceste mărturii, de fapt, descoperă învățăturile lor false. Ei vin cu versete biblice alese, interpretate cum doresc ei, dar mărturiile mărturisesc că, de fapt, interpretarea lor este falsă. Și pentru că ei văd că mărturiile detectă minciuna, la început, pe ascuns, caută să zdruncine credința în mărturiile, dar nu se opresc aici. La sfârșit va fi o răzvrătire și o ură pe față împotriva mărturiilor. Da. Este timpul pe care îl trăim. Zilele acestea au fost iarăși discuții despre Biblia și mărturii. E ceva înfricoșător când vedem frați care se îndoiesc în mărturii, care nu doar ei au dubii, ci prin felul cum lucrează, fac și alții să se îndoiască. Este clar că satana lucrează ca adevărul lui Dumnezeu să fie făcut cât mai neclar și cât mai confuz. Noi am văzut că în visul lui William Miller, Domnul Hristos a început să așeze aceste bijuterii. Sigur că William Miller a primit doar o parte din istoria, din viitorul ce se va întâmpla. El nu a văzut totul. Dar după ce Domnul Hristos, prin spiritul profetic, prin studiu și rugăciune, a început să adună aceste bijuterii în acea casetă, spiritul profetic ne spune că va veni timpul când, iarăși, în mișcarea adventă, oamenii vor încerca să arunce iar toate aceste bijuterii, iar să le acopere cu tot felul de monede și bijuterii false, contrafăcute. Dar eu cred că visul lui William Miller, când el s-a trezit, se întinde până la timpul nostru și în viitor, până la sfârșit, când vine Hristos. Cu toate că satana va lucra cu mare putere și majoritatea adventiștilor va fi înșelați, totuși va exista un popor prin care Domnul Hristos va aduna toate aceste bijuterii, cum se numesc eu altfel, aceste nestemate, și va face la timpul marii strigării să strălucească de 10 ori mai mult decât în trecut. Adevărul lui Dumnezeu va birui. Toate forțele răului, satana, îngerii lui și oamenii lor, nu pot, indiferent cât efort depun, nu pot să nimicească adevărul lui Dumnezeu. De aceea, motivul pentru care am făcut această prezentare și dorința mea este că să nu ne lăsăm înșelați de oamenii care vin la noi și spun, uite, cu tare citat de Ellen White, nu e de Ellen White scris, de fapt este introdus acolo de cineva. Mai acolo Ellen White a scris ceva, dar știi, nu e chiar așa, Biblia spune altfel. Dar unde scrie în Biblie legea duminicală? Ellen White a scris ceva pentru timpul acela, nu neapărat se referă la timpul nostru. Nu credeți în astfel de oameni, pentru că acești oameni sunt cei care au coborât de pe platforma
și prin care Satana caută să ne facă și pe noi să coborăm. Și așa cum am spus, singura noastră siguranță este să rămânem pe platforma și să rămânem la acele adevăruri pe care Dumnezeu le-a dat în primii 50-60 de ani din mișcarea Adventă. Sigur, există dezvoltarea adevărului. Există o înțelegere mai clară, mai profundă. Nu negăm lucrul acesta, dar adevărul care a fost stabilit rămâne adevăr pentru totdeauna. Ellen White spune în cartea Schițe din viața E.G. White, 196. Este anul 1902. Nu avem la ne teme de nimic pentru viitor decât de a uita calea pe care ne-a condus Domnul și învățătura sa din istoria trecutului nostru. Din păcate, foarte mulți frații nu doar că au uitat, ei nici nu știu calea pe care Domnul a condus poporul Advent. Ei nu cunosc istoria poporului Advent. Ei nu cunosc ce s-a întâmplat în 1944. Ei nu cunosc strigătul de la miezul nopții. Ei nu cunosc principiile de credință care au fost date atunci. Și atunci, dacă nu cunoaștem trecutul nostru, nu avem nicio speranță pentru viitor. Noi nu avem a ne teme de nimic pentru viitor decât dacă uităm calea pe care ne-a condus Domnul și învățătura sa din istoria trecutului nostru. De aceea, spune un om înțelept, spune așa, poporul care își uită istoria, știe cineva cum e partea următoare? Este condamnat să o repete. Așa este, este condamnat să o repete. Noi repetăm istoria vechiului Israel pentru că se pare că am uitat istoria lor. Dar, de asemenea, mulți care trăiesc astăzi, adventiștii ziua șaptea, vor repeta istoria adventismului timpuriu cu toate acele apostazii, pentru că ei nu cunosc istoria aceasta. Ei nu cunosc ce a făcut Kellogg, ce a făcut Bellinger, ce a făcut Conrad și alții, ce învățături. Uite, de exemplu, vă dau un exemplu cu trâmbițele. Cei care vin și spun că trâmbițele sunt în viitor. Păi noi avem în 1883. Owen a venit cu o învățătură ca trâmbițele sunt în viitor și a fost respins și de pionieri și de nevoi. Dacă cunoaștem lucrul acesta, nu putem fi înșelați astăzi dacă cineva vine și spune că trâmbițele sunt în viitor. Dar foarte mulți nu știu lucrul acesta și când vine cineva cu explicații frumoase, așa bine așezate, știți? Spune, a, păi asta e adevărul. Pentru că nu cunoaștem istoria. Dumnezeu să ne ajute să studiem aceste lucruri, acest vis al lui William Miller, îl putem citi iarăși și iarăși. Și să căutăm să înțelegem care au fost acele principii, acele adevăruri pe care Domnul le-a descoperit mișcării Advente și care reprezintă acea platformă solidă de neclintit. Pentru că, repet, doar acolo este siguranța noastră. Dacă nu suntem pe platforma, înseamnă că suntem pe mare. Și când vine furtuna, valuri mari, toți cei care nu sunt pe platforma vor fi spulberați, vor fi nimiciți. Singurii oamenii care rămân în viață și care vor fi mântuiți sunt cei care stau pe platforma și care nu se lasă înșelați de diavol, de oamenii, atunci când ei le invită să coboare pe platformă. Dumnezeu să ne ajută să avem această încredere în El, în conducerea Lui, în spiritul profetic, în mărturii și să nu ne lăsăm înșelați, pentru că ceea ce a fost până acum e nimic. Ceea ce va veni în viitor va fi mult mai periculos. Cu cât ne apropiem de sfârșit, Satana își dublează eforturile ca să-l distrugă pe cine? Dacă este posibil. Pe cei aleși. Pe cei aleși, așa este. Dumnezeu să ne ajute să fim și să rămânem cei aleși până la capăt, până la sfârșit, până la venirea. Amin. 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 Aș ruga pe cineva care dorește să înalțe rugăciunea.
Îți mulțumim, Tată din ceruri, în numele Domnului nostru, pentru această seară, pentru aceste învățături extraordinare, pentru că Tu dorești, Tată, să ne ții bine ancorați în cuvântul Tău, să putem avea aceasta amprentată în mintea noastră, ca să o putem trăi și să o putem mărturisi mai departe și să nu ne lăsăm dați la o parte de alte învățături, vânturi de învățătură care nu sunt, Tată, de la Tine. Ajută-ne să avem discernământ spiritual ca să putem discerne ceea ce este sfânt de ceea ce nu este sfânt și ceea ce este curat de ceea ce nu este curat. Te rugăm să ne dăruiești puterea a dragostei, a înțelepciunii și în toate să fim umpluți de Duhul Tău ca să facem voia Ta cu recunoștință și respect spre slava și onoarea numelui Tău, mulțumindu-ți neîncetat în numele lui Iisus, Domnul nostru. Amin. Amin. Amin.